Ei, te salut, Emanuel, așa cum am vorbit la telefon și ți-am promis, numai când noi discutam, asta făceam, muteam roiurile din această cutie, în cutii separate. Le avem imediat poziționate aici. Fiecare și-a primit cutia ei de 6 rame, acum am pus posibilitatea de a-și selecta albina. Interesant este următorul lucru, deși au fost de aceeași dimensiune în iernare, au fost exact cum se observă, cel care n-a fost expus la soare e mult mai bine dezvoltat. Deci au fost în el 4 rame de puiet. Așa. Celălalt de-abia au avut pe 2 rame puiet, dar nu suficient încât să putem numi o ramă de puiet. Și, după cum se vede, albina pierdută, da, moartă, datorită, aceasta a fost latura expusă la soare, soarele acum este spre apus, da? Și a fost mai mult expusă la soare. Nu știu dacă aceasta este cauza, o altă cauză pe care o am ca suspiciune, o am în atenție, încă nu mi-am putut-o lămuri, este aceea că este posibil să trădeze albina în favoarea celuilalt, să perceapă un feromon de matcă mai puternic și să încet, încet, în timp să se depopuleze în favoarea altuia. Deocamdată nu sunt multe cutii iernate așa încât să mă lămuresc care a fost cauza. Cert este că cele care au fost expuse mai mult la soare sunt mai slabe decât celălalt. Acum nu am posibilitatea să fiu elocvent și să afirm clar. Asta este. Deci o asemenea iernare 2 într-1. Deja le-am... te arătam aici. Deja sunt poziționate. O altă treabă care o am aici este că în această colonie, da, în partea de sus este cuibul, a fost familia puternică și deasupra cutia de multietajat împărțită în două, iernate cele două roiuri, stânga și dreapta. Acum, în urma observării mele și în poziția aceasta, dar și în altă o să mergem imediat, trei poziții au fost cu asemenea, aceste cutii s-au depopulat de albine. Aici acum sunt aproape la nivelul roiurilor pierderea de albină. Între ele, cum arătam și altă dată, acel snelgrof avea acele fante de lumină și presupun că ideea de a trece mai multă căldură și oxigen sus a dus la uzarea acestei albine. N-ar fi exclusă și varianta aceea de a fi problema legată de faptul că în acea cutie fie tirajul de aer, ideea de horn, a afectat de populare, fie faptul că pe albina respectivă nu i-a rămas suficient volum de oxigen, o ierneată în mai mult dioxid, sus urcând mai mult oxigen. N-am o lămurire clară la cauză, dar cele asemenea 4 experimente, situația a fost în felul următor. 2 dintre ele, familie, au trecut iarna și au un volum de albine la fel ca și roiurile, iar 2 dintre ele pur și simplu au capitulat undeva în martie acele familii. În schimb, au supraviețuit cele 2 roiuri de deasupra. Asta este constatarea mea la iernarea deasupra, cu acea circulație de aer. Mergând mai departe, la ceea ce noi povesteam, faptul că, uite aici, aceasta familia 18, familia aceasta, ca și celelalte, ori a avut aici familie puternică și sus roi. Numai roiul eu l-am poziționat și cum se vede, deja pus gratia Hahnemann. Așa arată, se vede că și asta e depopulată, da? Și sus e roiul care circulă prin gratia Hahnemann. Practic au ajuns să fie cam la aceeași dimensiune, din păcate.
Dacă aici ar fi o familie puternică, cert s-ar întări și asta. Până la Salcâm rămân așa, după Salcâm roiul de deasupra pleacă, cu matca și cu puiet, cedând lucrătoarea în favoarea celei de jos. Cam asta era legat de ceea ce am povestit. Anul acesta n-am iernat măcile doar în acel izolator de Hahnemann, doi într-o cutie sau patru într-o cutie, fiindcă nu am reușit să fac la timp izolarea lor. Și atunci nu s-a mai justificat. Așa că mi-am asumat experimentele date. Pe experimentele date m-au costat. Da. Așa că m-au costat familii. Da. Și fie că s-au depopulat, fie că s-au dus din ele. Cam asta pot eu să spun despre încercarea mea de a ierna. Nu e rău așa. Da? Am spus, ăsta a fost mai slab. Am iernat și în multietajat. Am iernat și deasupra. Și am iernat și patru reginuțe în acea structură. Așa, tot deasupra. Dar am povestit familia de jos, familia nouă, ori dat chix, ori capitulat. Așa, după ce am folosit mărcile, l-a reparat, unitatea așa arată. Da, unitatea așa arată. Da. Deci vorbim de jumătăți de... Da. Deci din cele patru s-au unificat, a rămas o singură regină, restul a plecat unde trebuie reparat și așa arată. Dar cu ce preț? Că tot cam atât albine au pierdut și în partea de jos. De aia stau și mă gândesc la aspectul de rentabilitate. Cam atât aș putea să-ți povestesc eu legat de truda mea de a încerca să salvez familii sau roiuri sau cel puțin măști de rezervă în timpul iernării. Așa. O să trec pe altă formulă diferită. Cert este că am iernat și unități de genul acesta, da, singure în cutie. Numai că aici am iernat pe 6, pe 5 rame așa, de multietajat, ramă normală. Și în partea aceasta am iernat acolo fiind și sus și jos albină și hrană. Și aici am iernat pe 7 rame de jumătate de multietaj, 8 rame de jumătate de multietajat. Da, se vede sus și vreo 4 sau 5 rame jos. Da? Cam asta mă se vede aici. Stai să trec cu lumina în partea cealaltă. Da? La fel o trecut iarna. Dacă au fost pe două nivele. Cu folie sus. Da. Cam asta este. Deci este o tortă proteică. Deci legat de iernarea reginelor, cam asta pot să spun. Și singulare, dar pe două corpuri. Și în mansardă, să vorbesc așa în ghilimele. Și în două într-un. Cam atâta pot să-ți împărtășesc eu din preocupările mele de iernare. Altfel, multă sănătate, sărbători fericite și, ce să zic, să ne auzim cu bine. Un Hristos a înviat, multă pace și bucurie alături de cei dragi.